Vizibil emoționat, scriitorul Adrian Melicovici a prezentat pe scurt povestea romanului său Noaptea Speranțelor și le-a mulțumit tuturor celor care au fost alături de el în acest proiect. Ca o premieră în Cultura Națională au fost prezente la lansarea cărții și o parte dintre persoanele care au dat personajele acestei cărți. O lansez astăzi, are o semnificație aparte datorită faptului că prezintă o premieră exclusivă legată de eveniment, cât și faptul că ea continuă promovarea cetății Chindiei, respectiv a Târgoviștei. Tot astăzi, în paralel, a avut loc lansarea PDF la New York, în ziarul New York Magazine, afiliat New York Times. O altă premieră a acestui eveniment este în cultura românească, este faptul că personajele reale sunt prezente în acest moment în sală. Ceea ce vreau să vă spun este faptul că această carte reprezintă foarte mult realitatea, viețile românilor din țară și din străinătate, suferințele lor, iar mai apoi totul se încheie într-o ficțiune către finalul cărții, unde mesajul principal al cărții este faptul că cetatea Chindiei, respectiv Târgoviște, este unul dintre cele mai binecuvântate locuri de pe pământ. Am plăcerea să vă prezint pe Cristina Zidaru, Florentina, sosită din Italia de la Roma. Puteți regăsi începând cu capitolul Singură între străini și suferință. Am plăcerea că o să vă prezint un foarte bun prieten de suflet, extraordinar prieten, Cristi Ordache. Îl găsiți începând cu capitolul Temerar. Alături de scriitorul târgoviștean au fost prezenți și oameni de cultură ai județului, dar și primarul Gabriel Boriga, care l-a felicitat pe acesta pentru pasiunea pe care iubește Târgoviștea, lucru ce reiese și din cartea sa. Să fiu aici alături de Adi pentru că este un om care iubește Târgoviștea mai mult decât foarte mulți dintre noi. Din câte știu, el de origine este din Morenia, am dreptate. Însă om care să iubească Târgoviștea, așa cum o face Adi Melicovici, mai rar întâlnește. Am ținut să fiu alături de el, să-i mulțumesc pe această cale pentru a patra carte, pentru tot ce face el pentru municipiul Târgoviște și să vă asigur pe toți că într-o bună zi, mai bine, mai devreme decât prea târziu, Târgoviștea va deveni capitala culturală a României.